Angajații CFR au intrat ieri dimineață 22 septembrie în grevă japoneză și nu exclud varianta ca din 1 octombrie să declanșeze grevă generală, solicită majorarea salariilor cu 10%. Aceștia protestează cu banderole albe pe mâini până joi, 23 septembrie. Feroviarii nu exclud varianta ca, începând cu 1 octombrie, să declanșeze greva generală și să blocheze circulația trenurilor. Asta dacă negocierile cu Ministerul Transporturilor, programate miercuri, vor eșua. Pe lângă majorarea salariilor, ceferiștii mai cer acordarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță. CFR susține că bugetele companiilor feroviare de stat nu suportă astfel de solicitări. Marți, miercuri și joi, membrii noștri de sindicat se află în grevă generală de tip japonez, purtând o banderolă albă la mână în semn de protest față de nesoluționarea revendicărilor pe care le au, a declarat președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă.